Da, mă rog, aminte. E adevărat că ați luat legătura cu alți co-inculpați de pe telefonul fiului dumneavoastră? Aici este? Păi e teamă de arestul preventiv? De la începutul lunii august, Gheorghe Bunea Stancu, șeful Consiliului Județean Brăila, este arestat la domiciliu. Magistrații au dispus această măsură, iar baronul PSD avea obligația de a nu contacta niciun alt inculpat sau martor din dosarul în care este judecat. Chiar și așa a luat legătura cu Vasile Soare, un apropiat al său, directorul firmei Concivia, care este cercetat la rândul său pentru instigare la abuz în serviciu în formă continuată. Anchetatorii susțin că de pe telefonul fiului său Răzvan au avut loc discuțiile cu intermediarul Sorin Costin. Spune-i să nu cumva să facă greșeala că, da, să ia legătura sau să-i răspundă la telefon, sau dacă vine la poartă, să nu-l primească pe Vasile Păsoare. Da, 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 păi fac acum o listă cu toți ăștia de aici, pentru că este parte în așa și, da, da, el poate că din neștiință, din nac, ca tot omul. Da, da. La un moment dat, în conversație, intervine un bărbat necunoscut. Anchetatorii suspectează că este vorba chiar de președintele Consiliului Județean Brăila. Deci vezi că Răzvan nu mai are ce să caute la Concivia. Da, domnule, știu. De aici încolo îi spui lui domnul respectiv, orice problemă este pe Concivia, nu are treabă cu mine, nu are treabă cu Răzvan, de la mine citire. Tu acum n-ai cum să vii, că-i presa pe aici și te filmează, dă-i în lor. Nu vreau să te filmeze, mai păseară vorbim noi, mai păseară vedem noi. Da, domnule, dar nu am nicio jenă, domnule, eu îs mut, nu, îs imun. Ei mă întreabă, eu nici nu-i bag în seamă, ca și cum văd niște statui. Așa că procurorii au cerut ca Bunea Stancu să fie trimis în spatele gratiilor pentru 30 de zile pentru că a încălcat condițiile arestului la domiciliu. Președintele Consiliului Județean Brăila este acuzat că în perioada 2009-2011 ar fi atribuit în mod ilegal mai multe contracte publice firmelor Tancrad Galați și Tancrad Construct Brăila, dar și Conciviei, controlată chiar de Bunea Stancu. În multe situații, companiile participau singure la licitații sau câștigau ilegal contractele atunci când existau competitori, potrivit procurorilor DNA. Baronul se mai judecă și cu Agenția Națională de Integritate. Inspectorii instituției au descoperit că Bunea Stancu deținea peste 65% din compania Bursa Grirom, care la rândul ei avea peste 70% din acțiunile Concivia. În numai 3 ani de zile, Concivia a reușit să obțină din partea Consiliului Județean Brăila numai puțin de 5 contracte publice, estimate la 2,7 milioane de lei. Anchetatorii ANI au sesizat parchetul și instanța pentru conflict de interese, iar Curtea de Apel București a confirmat acuzația pe 24 septembrie 2012. Stancu a făcut contestație, iar dosarul se află la Curtea Supremă. Dacă va pierde și această ultimă cale de atac, baronul va trebui să renunțe la funcția publică.